Salutare băieți și bine v-am găsit la sezonul al treilea din serialul nostru Comentez echipele voastre. Astăzi o să vă prezint episodul întâi din acest minunat serial în care o să comentez primele 30 de echipe ale voastre pe care le-ați trimis în grupul indicat de mine acum vreo 5 zile pe comunitate. Grupul se numește FIFA Mobile 20 Oficial România. Încă puteți trimite echipele acolo. Postarea va fi valabilă până în 20 iulie, deci până atunci voi comenta eu echipele voastre în cadrul acestui nou sezon din serial și aveți linkul de la acea postare în descriere și de asemenea și de la grup aveți linkul în descrierea acestui videoclip. Duceți-vă acolo, lăsați echipa și mai întâi trebuie să vă înscrieți în grup și nu o să regretați, veți putea vorbi acolo orice legat de FIFA Mobile. Astăzi, după cum vă spuneam, puțin mai devreme voi comenta 30 de echipe, primele 30 de echipe pe care le-am primit acolo. Deci o să dăm note de la 1 la 11, cum v-am obișnuit în sezoanele precedente și în episoadele precedente din acest mare serial. Astfel, fiecare jucător va fi evaluat cu câte un punct dacă eu îl consider a fi în top 10 pe poziția sa. Chiar dacă la central back avem 2 sau poate la striker vom avea 2, tot așa voi evalua. Deci, poate îi aveți pe ambii sau pe toți trei pe poziția respectivă din top 10. Deci o să începem acum cu prima echipă, care este o echipă destul de bună, de 128, care începe cu Donnarumma în poartă. Este un portar foarte bun, nu-l schimba, dar te rog să-l crești peste 100 overall. Pe linia de apărare l-avem pe Robertson, care este un fundaș foarte bun. Trebuie să-l lași în continuare acolo. Nu ai avea de ce să-l schimbi. Cannavaro este foarte bun. Lasă-l acolo, dar mai crește-l puțin. Poate la 100 va fi și mai bun. Virgil van Dijk de 100, variantă Team of the Season so far. O variantă foarte bună. Eu zic să o lași în continuare în echipă, chiar dacă e destul de VIP pentru echipa aceasta, deci e, cred că, cel mai scump cartonaș. Trecem tot pe linia apărării, l-avem și pe Carvajal, un fundaș dreapta foarte bun. Până acum echipa e foarte, foarte bună. Linia de mijloc chiar îmi place, el ai acolo pe Zinedine Zidane. Pe ceilalți doi nu prea îi cunosc eu atât de bine, dar presupun că sunt destul de buni, Sabitzer și Cazorla, cred. Da. Este o echipă destul de bună în general. Atacul este absolut genial cu Jose Callejon, cu Sadio Mane și cu Cristiano Ronaldo. Astfel, eu te-aș acorda nota 11 pentru că ai o echipă senzațională. Trecem la cea de-a doua echipă din cadrul primului episod. De asemenea, pentru a apărea pe YouTube și episodul al doilea, trebuie să strângem la acest clip peste 125 de like-uri. În momentul când vom strânge acest număr de like-uri, eu voi publica videoclipul. De asemenea, poate, episodul 2 va fi transmis pe un live. Deci va fi într-o transmisiune live episodul al doilea. Există o posibilitate, nu vă spun nimic cert. Oricum, dacă e să nu se strângă aceste cifre foarte repede, dar mă îndoiesc să nu se strângă cel 125 de aprecieri, cred că în 24 de ore se strâng, deoarece voi o să distribuiți acest clip. Dacă nu, faceți-o pentru binele nostru, ca să comentăm cât mai repede acele echipe. Oricum, episodul 2 tot apare săptămâna aceasta, undeva pe duminica aceasta. Dar până atunci, noi am trecut la a doua echipă, o echipă de 129, puțin mai bună decât cealaltă, la overall cel puțin, deoarece mai ar trebui să faci câteva schimbări pe aici. Văd că ai și niște out of position prin echipă. Dar încep cu Ter Stegen în poartă, un portar absolut genial. Ați văzut că se află în top 5 portari, chiar în top 3 portari din joc, mai ales la 102 overall. Sergio Ramos nu mai este ce a fost, ar trebui schimbat. Deci nu cred că se mai află în top 10 în momentul acesta. Rudiger este în continuare un fundaș foarte bun, mai ales la 100 plus, cred că ar trebui să-l crești la 100. Cannavaro, de asemenea, este un fundaj genial. După aceea, trecem la linia de mijloc, unde
Îl ai pe Ansu Fati? Ok, nu știam cine se află aici. Ansu Fati de la Barcelona și cardul său este de la Starfest, exact cum este și cardul lui Paul Pogba, jucătorul lui Manchester United. Trecem mai departe, unde l-avem pe Brand, este CAM-ul. Gnabry este out of position, ar trebui să-l schimb cu un Thiago, tot de la Bayern. Mai l-avem și pe Almiron pe linia de mijloc, iar în atac avem pe Havertz de la Bayern Leverkusen și pe Dembele. Ok, este o echipă decentă, dar nu este de mai mult de 10. Deci o să-ți dau 10 din 11. Trecem la a treia echipă. O echipă de 134, o echipă care îmi place. O echipă care îl are în poartă pe Sommer. Ok, este un portar bun. Gabriel și Rudiger, niște carduri foarte ieftine adunate, fac undeva la 10 milioane. Dar sunt niște carduri bune care se află în top 10, mai ales la 100 overall. Dar nu îi ai pe acești doi jucători la 100 overall, dar probabil îi vei avea în curând. Cannavaro la 101 este foarte bun, este în top 5 clar. Angelino nu știu cât de bun este acolo, left mid. Deci ar trebui să îl schimbi pe Angelino cu un alt card, cum ar fi un Hazard când îl vei face, chiar dacă va fi out of position, Hazard de la chiar va rupe. Alt LM din joc, nu știu, foarte high rating, poate un Sancho, dar costă vreo 15 milioane să-l faci. Savanier este un mijlocaș central foarte bun, Paul Pogba la fel, desigur și Almiron este bun pentru ce preț are, 1,5 milioane în momentul acesta. Zinedine Zidane, probabil ai muncit ceva la el, dar a meritat. E un CAM destul de bun. Ante Rebic și Vardy în atac. Ok, este o echipă decentă, este o echipă de nota 10-50. Ți-am zis ce să schimb. În rest, nu prea am ce comenta la această echipă. Astfel, trecem la cea de-a patra echipă, băieți. O echipă de 126, scădem în rating, dar echipa mi se pare mai bună decât cealaltă. Nu știu de ce, așa mi se pare mie. L-avem pe Oblak în poartă. Oblak. Nu știu ce să zic despre acest card, Ultimate Team of the Season. Se află în top 10, dar eu l-am întâlnit la Versatech și nu prea apără cine știe ce, dar este în top 10. Asta contează, e un portar bun, în general. Depinde și ce echipă ai. Aici îl avem... Nu știu cine este aici, left back. Da, sincer n-am auzit de el. Am zis eu că echipa este mai bună, dar uite că m-am înșelat. Trippier este bun, Hierro, Cannavaro, Rakitic, Kroos, Griezmann, Cristiano Ronaldo, Benzema și Messi. Da, atacul mijlocul e genial, deci îți dau 10-50. E echipa bună. E echipa bună, 10-50. Oricum am zis că este mai bună decât precedenta, deci chiar a fost. A cincea echipă din acest script este una de 136, care îl are pe Ter Stegen în poartă, Roberto Carlos, left back, super bun. Desigur, te-a costat vreo 200 de roni, dar este bun. Carvajal, bun și el. Gullit, excepțional. Ramos la 100, nu știu ce să zic, dar dacă tot îl ai la 100, mai lasă-l acolo. Varane, foarte bun. Varane în top 5 în momentul acesta, la central back. Paul Pogba și Zinedine Zidane completează mijlocul, deoarece vi-l spusesem puțin mai devreme pe Gullit. Îmi place echipa asta. Best în atac, Cristiano Ronaldo și nu știu cine este left wing. Dulter, ok. Cred că așa se citește, habar n-am cum se citește. Este o echipă bună, este o echipă de nota 11, clar. Trecem la cea de-a șasea echipă, băieți. O echipă de 123 care îl are pe Ter Stegen în poartă. Pe Ramos în apărare care trebuie schimbat. Să vedem cine se mai află aici. Thiago Silva și Ginter. Da, ăsta nu prea este cine știe ce. Sancho este bun. Witzel și el. Kimmich. Ok. Sabitzer. Hagi. Excepțional. Werner și cu Ilicic în atac. Ok. Da, e bunicică echipa. Îți dau nota 10-50. Trecem la următoarea echipă, una de 113 overall. Văd așa multă culoare roșie pe aici. Văd un full Liverpool și eu îți fac o propunere. Caută-mă pe Instagram, florentin.gabriel.02, deoarece
Vreau să discut ceva cu tine. Sunt în căutare de squad builder-uri cu full echipe de astea celebre, cum este Liverpool. Poate dacă mă ajuți, eu te pot ajuta la rândul meu cu o promovare, deci contactează-mă, te rog, pe Instagram dacă te uiți la acest clip. Deoarece am ceva de discutat cu tine, îți spuneam florentin.gabriel.02 sau florentin_youtube, ai și în descrierea acestui clip Instagramurile mele. Te rog să mă contactezi, chiar echipa asta e super, îți dau nota 11, deoarece îmi place cum arată echipa. Trecem la următoarea echipă, una de 123, cred că este cea de-a 8-a. Casillas în poartă nu e în top 10. Davis în apărare ok. Cannavaro, Hummels și Alexander Arnold. Este bună apărarea. Nu știu cine este aici, haideți să mărim. Să vedem, Kostic, ok. Witzel, Brandt, Kimmich, Almiron și Havertz. Da, echipa este bunicică, nota 10. Trecem la cea de-a 9-a, să zicem. O echipă bună de 131. Ter Stegen la 100 e foarte bun. Ramos, dacă tot l-ai dus la 100 e bun, dar mi se pare mai bun Sterk dus la 100. Așa mi se pare mie, poate mă înșel. Cannavaro, bun. Ăsta era mai bun dacă îi băgai XP-ul. XP-ul de la băiat în Ramos, dacă îl băgai în Cannavaro și în loc de Ramos puneai un Varan sau un Van Dijk, era mai bună apărarea. Ndiaye, bun. Uite, este un left mid bun. Trecem la mijlocașul dreapta, care este Sancho Ultimate, Team of the Season so far, foarte bun. Gullit, Kroos, Vidal completează mijlocul, iar în atac îi avem pe Suarez și pe Leo Messi. Îmi place echipa asta, o să-ți acord nota 10-50, deoarece ai ceva schimbări în apărare de făcut. Trecem la a 10-a echipă, o echipă de 136, care l-are pe Sommer în poartă, bun. Robertson, Rudiger, Cannavaro și Carvajal, ok. Pogba, Savanier, Zidane, bun. Bergwijn, Best și Cristiano Ronaldo. Bună echipă, nota 11. Trecem la 11-a echipă, care va fi una de nota 11, vă zic de pe acum, îmi place cum arată. O echipă de 130 care l-are pe... Am crezut că e Ter Stegen în poartă, dar este Handanovic. Dar e bun și el, dacă l-ai duce la 100 ar fi bun, ok. Davis, Cannavaro, Van Dijk, Carvajal, Best, Eriksen, Zidane, Sancho, Pogba și Rebic. E bună echipa, nu prea am ce să îți sugerez să schimb, poate goalkeeper-ul. Am zis-o că îți dau 11, dar nu prea ar fi așa de 11. Dacă aș fi corect, ți-aș da 10-50, dar dacă tot am zis de la început că îți dau 11, îți dau 11. 122 această echipă la overall, îl ai pe Donnarumma în poartă, cam slab la 95, foarte slab la 95, du-l la 98+. Davis, ok. Cannavaro, Nacho slab, foarte slab Nacho. Îl avem aici pe cine, pe cine oare, pe Munele, Muchiele, ok, n-am auzit de el niciodată. Slăbuță echipă, Pogba, Sunic, Jones, Rebic, Boufal, Havertz. Nota 7.50 pentru această echipă, cam slăbuță. Jucători foarte ieftini, presupun, și necunoscuți, desigur. Trecem la a 13-a echipă, număr cu ghinion, dar echipa este bună. L-ai pe Alisson în poartă, pe Robertson, Van Dijk, Cannavaro și Carvajal în apărare, bun până acum. L-ai pe Oxy, pe Zidane și pe Cazorla, cred. Celălalt mijlocaș central, ok. Bergwijn, Cristiano Ronaldo și Jose Cayhon. Atacul bun, echipă nota 11. A 14-a echipă acum, băieți, suntem la jumătatea clipului. 123 această echipă, l-ai pe Handanovic în poartă, pe Cannavaro în apărare, Rudiger și Hierro. Sancho este pe linia de mijloc împreună cu Scholes, cu Savanier, cu Almiron. Iar în atac îi ai pe Mane și Cristiano Ronaldo de la Ultimate Team of the Season so far și pe Best de la Icons. Și ăsta nu prea e free to play, deci ai băgat ceva bănuți în joc, vreo 100 de lei tot ai băgat, dar eu nu voi evalua că ai devenit pay to play
ci voi evalua echipa din top 10, care este cam în top 10 toată, deci îți dau nota 11. A 15-a echipă, băieți, acum suntem chiar la jumătatea clipului, îl ai pe Alisson în poartă, pe Ramos, Rudiger și Van Dijk în apărare, Richarlison, Pogba, Gomes, Henderson și Salah pe linia de mijloc, ok, îmi place echipa până acum, Vardy și Martial în atac, bun, 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 îți dau 11, clar. 123 această echipă, cu Henderson în poartă, ok, cu băiatul ăsta misterios left back, Ramos, Cannavaro și Carvajal completează apărarea, Rakitic și Kroos pe linia de mijloc, iar în atac îi avem pe Griezmann, Cristiano Ronaldo, Dembele și inegalabilul Gnabry. Da, bunicică echipă. 10 nota. Trecem la 17-a echipă. De 117, vedeți ce coincidență. Oblak în poartă, ok. Nacho, Cannavaro și Van Dijk în apărare. Nacho ăla ar trebui schimbat. Gonzalo Guedes ar trebui schimbat. Witzel, Gomez, Ndidi, ok. Berardi ar trebui schimbat. Chiar dacă pui un out of position, pune-l pe Kai Hona, acolo e mai bun decât Berardi. Rebic și Lasagna, Lasagna ar trebui schimbat. Nota 9. Trecem la a 18-a echipă, 129, cu Ter Stegen în poartă, cu Hierro, Ramos și Cannavaro în apărare, Sancho, Bender, Gomez, Kroos și Ndiaye pe linia de mijloc, iar în atac avem pe Benzema și Messi, foarte bună echipă și îți dăm nota 11. Trecem la a 19-a echipă de 120, cu Oblak în poartă, cu misteriosul left back, Cannavaro, Ramos și Carvajal continuă în apărare, iar pe linia de mijloc îi avem pe Kroos, Vidal, Parejo, în timp ce în atac îi găsim pe Griezmann, Benzema și Messi. Bună echipă, 10-50. A 20-a echipă, băieți, de 131, cu Alisson în poartă, cu Roberto Carlos, Sergio Ramos, Van Dijk, Carvajal în apărare, wow, ce echipă. Kroos, Gullit, Best, n-am ce comenta, Shearer, Cristiano Ronaldo și Di Maria, wow, 11, clar, îmi place echipa, mulți Ultimate, Team of the Season pe acolo, foarte bună. A 21-a echipă, băieți, 130 are overall, Ter Stegen e în poartă, în apărare Winter ăsta, e din Bundesliga, ia uzi la mine din La Liga, din Bundesliga, clar. Rudiger și Cannavaro completează linia apărării, în timp ce pe linia de mijloc îi avem pe Gosens, pe Kimmich, pe Gomez, pe Ndidi și pe Almiron. Atacul e genial cu Cristiano Ronaldo și Vardy. 10-50. 121 rating are cea de 22-a echipă. Donnarumma este goalkeeper. Left back-ul este misterios. Vă rog să-mi spuneți cine este left back-ul ăsta, ca să-l reținem și noi odată. Haideți să ne chinuim să-i citim numele. Regulion. Regulon. În viața mea n-am auzit de el. Ramos. Varan. Și încă un misterios băiat. Nici nu mă chinui. Pereira, cred că e, că e portughez parcă. Gnabry. Da, ce nume ciudate. Zakama. Ok. Rakitic și Ndiaye, Benzema și Rebic. 8. Echipă slăbuță. A 23-a echipă de 114 cu Donnarumma în poartă. La 94 e slab. Foarte slab. E cum ai avea un portar de 90. Chiar dacă e Donnarumma. Crește la 100 plus e bun. La 98 plus și acolo e bunicel. Robertson, Van Dijk, Ramos și Wan-Bissaka. Apărarea e bună. Henderson, Kimmich, Sancho, Cristiano Ronaldo, Gomez și Benzema. Bună echipa, dar Donnarumma ăla la 94, 10 în nota. 125 această a 24-a echipă. Ok. Ter Stegen portar, bun. Bergwijn cu Cristiano Ronaldo și Darami în atac. Savanier, Zidane și cu Thiago pe linia de mijloc. Chiar în apărare avem pe Robertson, Gabriel, Cannavaro și Wan-Bissaka. Echipă bunicică, nota 10. A 25-a echipă, băieți, 124 are rating.
Donnarumma, Portar, Nacho, Skimble, Cannavaro și Ramos în apărare și pe Ramos și pe Cannavaro. Ce, rating mic la toți și la Donnarumma, Sancho, Kimmich, Havertz, cred. Da, nu mă înșel. Ndidi, Almiron, Aubameyang și Rebic. Uite, mijlocul și atacul e foarte bun, dar apărarea e ca slăbuță, nota 9. A 26 echipă, băieți. Mai avem încă 4 în afară de aceasta, în acest prim episod. Ter Stegen în poartă. Stați să vedem cine e aici. Williams. Ok, de la eventul ăsta FA Cup. Cannavaro, Ramos și cu Bender. Persen, nu mă înșel și nu mă înșel, ok. Zabitzer, Ricoșta, Savanier, Vidal și Guedes și Rebic, atacantul. 10-50 echipă. Avem aici 27 echipă. 122 cu Bergwijn, Dembele, Martial, Messi în atac. Ok, Pogba, Kroos, mijlocul, Robertson, Van Dijk, Ramos și Cook, RB, da, ok. Schimbăl, desigur. Donnarumma, la 94. No, schimbăl. Schimbă cu ceva mai high rating sau crește-l. Da, o să-ți dau un 9.50. Antepenultima echipă, băieți. 114. Cu Mendy în poartă, ok. Williams, Cannavaro, Ramos, Odriozola, ok, apărarea decent, așa. Fred, James, cred, Oxy, ok. Lasagna, Haaland și cu băiatul ăsta, în viața mea n-am auzit de el, e de la FA Cup, dar nu știu cum se citește. Îți dau 10-50. Penultima echipă, băieți, o echipă de 137 cu, wow, n-ai cum. Cu Yashin în poartă, cu Van Dijk, cu Cannavaro și Varane în apărare, wow. Sancho, Savanier, Zidane. Cine-i băiatul ăsta? Luis Alberto, Best, Benzema și Ronaldo în atac. Wow, ce echipă. Nota 11, clar, vă dați seama ce echipă a fost. Și ultima echipă, băieți, din acest prim episod. Nebun episod, dar e sigur. Dar îl avem aici pe Donnarumma în parte de 95, din păcate, crește-l, desigur, sau cu schimbă-l. Crește și pe Rudiger, și pe Ramos, și pe Cannavaro. Guedes, cazurile ok, Parejo, Zabitzer, Vidal, Messi și Benzema. Ok, echipa asta, nota 10 îți dau. Ne intimidăm pe final de episod 1 din acest sezon 3 al serialului nostru. Comentez echipele voastre, băieți. Dar a fost un episod genial cu echipe geniale. Dacă doriți să vă inspirați de la aceste precedente echipe, puteți să vă inspirați. Cei care nu ați apărut încă în acest episod, veți apărea desigur în următoarele, pentru că cine a trimis poză în grupul FIFA Mobile 20 oficial România la acea postare creată de mine, Florentin YouTube, n-are cum să nu apară într-un episod din acest sezon 3 al serialului. Deci tot veți apărea cu toții în acest minunat serial. Dați share prietenilor la acest clip, să strângem cât mai repede 125 de like-uri ca să apară și episodul al doilea. Poate într-o transmisiune live va fi episodul 2 și va fi publicat cu o întârziere de 20 de ore după transmisiunea live, pentru că cam atât durează în timpul YouTube-ului, n-avem ce face, trebuie să ne supunem regulilor. Depinde și la ce oră poate fi transmisiunea live, de obicei în timpul YouTube-ului la ora 3 AM, deci ora 0 în Anglia, atunci cam se procesează clipurile difuzate în direct și cam atunci pot fi publicate, dar desigur nu ați vrea să public un clip la acea oră și îl veți găsi dimineața pe la 10-11, desigur. Dacă va fi într-o transmisiune live, logic. Dar până la episodul 2 din sezonul 3 al serialului, eu am fost Florin din YouTube. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, dați-mi un like ca să știu și eu. Voi ați fost voi, niște genial ca de obicei. Și până la episodul 2, toate cele bune, pa, pa!